Pentru paelea vom folosi ulei de măsline. După ce se încinge puțin uleiul, vom adăuga două cepe tăiate julien și le lăsăm să se călească. Amestecăm constant în ele ca să nu se ardă. Când ceapa este aproape gata, adăugați fructele de mare. Eu o să folosesc un mix de fructe de mare congelat, dar de preferat este să folosiți fructe de mare proaspete. Adăugăm și jumătate de ardei roșu. Le-am lăsat cam 10 minute la foc mediu și acum o să adaug condimentele. O să adaug sare, boia de ardei dulce, și uh, condimentul care nu trebuie, trebuie neapărat să lipsească este șofranul, adăugăm și puțin piper și amestecăm totul foarte bine. Această cantitate este pentru 2, maxim 3 persoane. Dacă doriți să faceți pentru mai multe persoane, dublați sau triplați cantitățile. Eu am găsit orez special pentru Paelia când a fost săptămâna spaniolă, dar dacă nu găsiți, puteți să folosiți orez cu bob rotund. Eu o să adaug jumătate de cană, iar o să pun de 3 ori apă. Orezul a început să se umfle și să absoarbă tot lichidul. O să mai adaug apă pentru că încă nu este făcut și o să-l mai las cam 15 minute. Paelia noastră este gata, eu am ales să pun câteva spoi și pătrunjel deasupra, dar puteți să ornați cu orice doriți dumneavoastră. Sper să încercați rețeta și să-mi lăsați în comentarii dacă v-a plăcut.